Bine ați revenit la partea a treia din Stray. Continuăm jocul. Evident, like, share, subscribe ne ajută enorm. Și hai să nu vă mai țin. Da, hai să începem să ne jucăm, frate, că... Că am rămas în urmă. Da. Deja avem 40 de minute în joc. Da, ceva de genul ăsta. Mă, jocul am înțeles noi că are o durată de 6 ore, deci nu mai avem foarte mult. Da, nu avem mult deloc. B12... Ce zici, Bob? Așa. Bun. Trebuie să mergem acolo, da? Cum ne-a zis samuraiul. Bun. Hai să vedem cum ajungem acolo. Așa, alergam. Cred că era undeva pe sus. Băi, eu tot, da, sunt tot obișnuit cu mouse-ul tastatură și de-aia s-ar putea să mă mai vedeți dând greș aiurea. Parcă pe aici. Jos cu mingea asta. Așa. Ce cu asta aici? N-au ce căuta pe masă. Da, așa, cum puncte ca o pisică. E, ce fac ăștia, mă? Se joacă, aruncă chestii. A, și pasează, stai, ce să aleam, vopsea? A, ok, da. Ha, lol. Ia, vezi, pe tine poate să te arunce? A, fii atent, că poți să-i sperii. Ia. Yeah. Da. Și ești ăsta acum, o să zic că... Ia. Îmi dau eu seama ce vrea să zic, că da, suntem pe YouTube și nu putem să reproducem. Aha. Ți-a zis numai de bine, fac pariu. Da, probabil de familie de-astea, știi? Da. Neamul să străiască și tot. În fine, așa, ia să vedem unde mai mergem noi. A, cred că am ajuns aproape. Ia de acolo, pe aici. Dacă mi iau un, ți arată pe unde trebuie să te duci? Nu, nu mai merge aici așa. Pe aici am. Pe aici, pe undeva, trebuie să fie un semn cu un neon. Nu neapărat. Tu pe aici. Ba da, cred că aici e pe undeva. Uite aici. Da. Mm-hmm. Ce zici, Momo? Îmi place că ăștia astea în viitor au făcut robot, dar tot televizoare cu tuba. Da. Foarte tare. Și momul ăsta are fată de curcubeu. Da, și trandafir, doamne, tranzistor de pe vremea tataie. Ha, mă, ce ești trist? Stai, eu nu vreau să vorbesc cu el, am sărit asta, voiam să vorbesc cu el. Cine, mă? N-am altceva decât să-i arăt chestia asta. Da, eu uite, ne întreabă dacă vrem să ne întoarcem. Normal că vreau și nebun la cap. Vreau înapoi la mutanii mei. Da, la brigada de piscuțe. Nu zău. Ok, am luat un notebook, unul din patru, deci mai trebuie trei. Ha, mă, ieși. Bam, 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 we must stay away from zurks, da? Nebunile alea mici. Așa. Ah, ok. Deci celelalte părți din jurnal sunt alea ce zice acolo. Ideea e că sunt... Prietenii lui Mom. Uite, ăștia sunt, da. Trebuie să găsim jurnalurile la ăștia patru. Mă rog, patru. Teoretic sunt patru, aici apar doar... Ah, ba, nu sunt patru. Ba, da, pe aia să zic că sunt patru și tu ai luat jurnalul lui Momo. Exact. Și trebuie să mai iei acum jurnalul la aia trei. Da. Ce mai avem pe aici, frate? Mai ceva. E mișto muzica în jocul ăsta, gen chiar și dat așa din radiouri și chestii. Să ne ascuțim puțin. Mm. Aia nu mai contează, că părintele ăsta e ca oricum făcut praf. Tot e făcut praf aici, dacă mă întreb pe mine. Așa, hai afară. Ce e asta? A, da, nu știu dacă știi de treaba asta. Ce? A, da, și da. Și fii atent, acum controlele sunt inversate. A, tare. Stânga e dreapta. Da. Stânga e dreapta și înapoi e înainte. Dar trebuie să găsim o cutie ca să intrăm într-o cutie. Stai, așa, gata, în sfârșit. Da, cred că e cu atât mai distractiv pe controller decât... Da, mie tot nu mi se pare așa. Eu tot prefer mouse-ul și tastatura. Anyway, hai să nu mai pierdem timpul.
Simbolul de wall. Ah, uite ăsta cu chestia aia care se miră, mm-hmm. Exact ca pe caiet. Deci trebuie să ajungem acolo. Trebuie să mai găsim încă 3 locații. Prin lateral, uite. Bun. Bă, dar arată bine casele astea, mă, frate. Mm. Au avut grijă. E ferentare aici, practic, să mor eu, exact în același lucru. Texas. Chiar că... Da, că sunt și roboți. Uite un calculator. Are Yahoo Messenger pe el. A, uite, a, uite. Da, da, da. X. Bam! Bun. Clementine. Upper level before the transmission. Bun. Deci există un nivel peste ăsta din slum, ăsta e cel mai jos nivel. Și există un nivel mai sus și cred că încă unul, practic. Deci orașul ăsta e pe nivele, practic. Ce-i acolo? Așa. Ah. Asta e interesant cu muzica, o să ne ajute. Ai luat o partitură? Da, exact, o partitură. Jos. Stai să mă gândesc. Unde mai luăm, frate? Vreau să ajung prin mijloc, că în mijloc pot să mă uit la toate. Mm. Nu aici. Aici aș vrea. Aici e ceva? Oh, ce e aici sus? Tot muzică, da, tot o muzică, da. Asta păi și aveți la ușă, poți să faci ceva? Ia să vedem. Ia și acum ar fi culmea să-ți și deschide cineva. A, da. Dar unde deschide? Nu vor să-ți deschide. Hai mult să mergi. Am zis că Tobi îl cheamă, nu? Da, da, da. Așa am stabilit în primul video că îl cheamă deci Tobi. Deci, practic, tantabul nostru. Așa. A, uite-mă acolo. Vezi perna aia? Da, da, da. E semnul ăla de la avea ăștia cu fața zâmbăreață. Oh, ia uite ce-i asta. Uite, energy drink. Am luat Red Bull-ul. Mm-hmm. Perfect. Uite, aici avem și TV. Ce face asta? Cred că dai drumul la televizor. Da, nu e interesant. Așa, să vedem ce e aici. Bibliotecă. Bă, dar asta avea cărți, nu glumă. Opa. Cineva a citit cam mult. Păi de-aia și murit. Bă, da, nu vreau să fiu rău, dar... Opa! Acum doar doarme. Ar trebui să... A tras pe dreapta. Ar trebui să înceapă să... să toarcă. Mă rog, enough of this. Hai, mă. Dacă jocul era pe bune, rămâne aici încă 3 ore până se trezea pisica. Uite, da, acolo. Nu e atât de simulator, că altfel nu mai, mai terminam azi. Da. Hai că drumăm și astea. Să vedem. Urcăm ceva sus cumva aici? Hai să vedem. E deja mare haos ce ai făcut aici. Opa. A, uite, uite, stai, ce e? Am găsit un safe. Păi da, nu cred că... Nu avem cu ce să-l deschidem. Stai puțin, că vedem noi acum ce e pe aici. Hai că am făcut o curățenie... Bă, uite și tu. Asta e bun de ceva?
Da, eu uite o canapea să o distrugem. Practic la tine acasă. Da, da. Așa. Păi da, frate, dar... A, ok. Translate. Like, we... Ah, ok. You need to be more... Ah, ok. Bun. Da, deci se pare că am descoperit deja safe-ul, acum avem și cheia. Trebuie să ne întoarcem la... Și acum vom folosi le cheie. Cheie, uite. Nice! Și uite, avem și o pisică de aur. Da. Another notebook. Doc. Ok. Asta e arma aia de care o să avem noi nevoie în viitor ca să scăpăm. Da, ca de... să speriem zurgi. Da, de fapt îi distrugem. Știi, șmecherie? Am văzut pe YouTube că gen tragi cu chestia aia și așa? E ca o lumină UV, practic. Mm-hmm. Și când e pe ei, se umflă și explodează. Da. Deci, practic, îi umfli. Anyways, să vedem. Acum mai ieși și de aici. Trebuie să mai găsim un semn din ăla. A, uite-l în față, uite în față, chiar sus, dacă te uiți, uite-l. Unde, mă? A, la 4. Gata, mă. Aia ar trebui să fie ultima. Da, da, da. Cum mai ajungem acolo. Hai, mersi. A. Trebuie să coborâm. Trebuie să ajungem înapoi la... Bă, ce e aici, mă? A, lol, ăsta e încă unul care stă întins. Da, cum v-am zis că astea nu sunt stele adevărate, sunt spoturi într-un tavan. Cred că pe aici? Și de aici? Fie că pe aici e... Uite-l. Bun. Și acum să vedem pe unde intră sau ce faci. A, cred că trebuie să pui ceva, o găleată. Ca să poți intri pe acolo. A, ba nu, trebuie să scoți aia, priza. A, da. Și acum trebuie să poți să intri. Bun. Acum unde e aia? Bă, dar știi, niciodată nu știu frigiderele închise. Hai să mai luăm o gură. Da. Bun. Unde e ăsta, mă? Fici? Te întoarce în casă, cum nu contează. Da, nu mă interesează. Unde e, mă, frate? Suntem și detectiv mai nou. Pe masă? Nu. Pe masă nu e. Sau ba da, ăla e? Nu, nu. Nu, că nu poți să interacționezi. Oare trebuie să dărâm cutiile astea? Alea care sunt multe în spate. Stai un pic. Nu, uite, văd ceva aici, uite. Era ceva acolo. Stai un pic. Unde ai zis tu mai întâi? Cutiile astea. Ah, ba da, s-ar putea să fie. Și astea. Dar cum le dărâm? Sar pe ele. Uite-l, mă. Așa. Bravo, bămâța. Așa. Cum v-am zis, orice înseamnă organic, gen oamenii tăi, că au zis, bine, nu punem plantele la calcul aici, pentru da. Că alea nu așa... Deci aici sunt subteran, sunt doar monștri aia, zuic și roboți. Exact. Mă rog, și noi, pisica. Da, și pisica. Opa! Deci acum avem și cum să reparăm transceiver-ul. Unde ce tu că ai găsit ce... A, uite, asta. Da, nu știu ce poți să faci. Asta e ca să ieșim, am impresia. Ia să vedem. A, că te urci pe ea. A, ok. Mm-hmm.
Ia să vedem ce e pe aici. Poți să ajungi jos, cred, da. Oh. Asta e memory de ăla. Ia să încerc nici. A, ok, spune că roboții au învățat să fie mai inteligenți. Da, cum am zis. Asta am impresia că-s bune la trading. Energizantele și ce mai ne dă pe aici. Ia să vedem. Ce mai e pe aici? Da. Acolo sunt Zuix. Da. Bănuiesc. Opa, ce aici? Păi și care-i codul? Trebuie să ne uităm în... Nu... Uite, asta e. Examine. N-am ce să fac cu asta. Show to B12, ia. A, mersi, nu știam ce e pinat. Așa. Da, ca să vezi. Mersi. Păi, a, ok, deci nu putem să o descifrăm. M-ai ajutat de mai rupt, ești nebun. Oh. Da, muzician care nu cântă. Stai că îi dăm noi acum muzică, ești nebun. Ia. Yeah. Oh, pardon. Boss, trebuie să articulez mai bine chitara aici. Mm. Asta e că e făcută dintr-o canistră, ești nebun? Hai mă că merge. Pentru un street performer e chiar ok. Bă, v-am zis care atmosferă jocul ăsta. Am întrezirea. Oameni buni, mulțumim că ne-ați urmărit. Sper că v-a plăcut muzica. Și ne vedem în video următor. Salut! Noroc!